Iacov n-a știut că Dumnezeu este la Betel, dar noi știm și mai știm ceva. Faptul că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor și îi plac laudele noastre. De aceea să ne mai urim odată cu toții inimile și să spunem cu toată adunarea, lăudat să fie Domnul. Amin. Binecuvântat să fie Iisus Hristos. Amin. Și onorat să fie Duhul Sfânt. Amin. Amin. E adevărat, cum spunea fratele Daniel, a trecut ceva timp de când n-am mai fost pe la dumneavoastră, pe la Peniel, dar nu v-am uitat. Asta e vestea bună. Vă port în gând și mă bucur pentru seara aceasta pe care Domnul a rânduit-o și a pregătit-o ca să putem să fim împreună. Pentru că Domnul lucrează așa uneori într-un mod surprinzător. Noi cântăm o cântare, nu? Care spune, lăsați Duhul Sfânt ce să facă. Numai că noi nu prea lăsăm pe Duhul Sfânt, noi avem tiparele noastre, noi avem șabloane, avem agend, avem programările noastre. Era mai bine mai de mult, că nu erau telefoane și internet și WhatsApp și... îi trimitea Domnul pe frață în adunare. Numai te trezeai cu ei în adunare. Era o altă stare, parcă mi-e dor de vremurile alea. Acum totul am redus așa la o organizare ieșită din comun. Nu zic că nu-i bine organizarea, dar uneori Duhul Sfânt spune la cât de bine le-ați organizat voi, eu nu prea mai am ce face în mijlocul vostru. Pentru că rugăciunea e atât, zice 5 minute, îndemnul e atât, predica e atât, e atât, că la 12 și 10 trebuie să fim la chinej. Doamne, avem programare. Sau la mall. Sau nu știu unde. Avem programare, zice tot, comanda e dată. Și uite așa, de multe ori venim uscați și plecăm acasă și mai uscați. Pentru că unde nu lucrează, unde nu-i libertatea Duhului Sfânt, vreau să vă spun că e uscăciune. Mi-aș dori să lăsăm libertate totală și de plină să lucreze Duhul Sfânt. Amin. M-am rugat în seara asta ce să vorbesc și când fratele Daniel a citit Psalmul 61, nu știu dacă s-a gândit azi la el, dacă a meditat la el sau pur și simplu aici, l-a ales la întâmplare, o să-l întreb mai târziu, dar pentru mine nu-i întâmplare și dacă l-a citit, vreau să pornesc de aici. Pentru că se spunea despre David, care înalță această rugăciune și afirmă el, du-mă pe stânga pe care nu pot ajunge. Și când te uiți la David, spui că are dorință grozavă, deosebită, numai că pierdem din vedere un lucru foarte important. Că David a fost pe stâncă. Știți că a fost pe stâncă? Cuvântul lui Dumnezeu ne relatează în Psalmul 40. Ce spune în Psalmul 40, David? Spune așa, îmi pusesem nădejdea în Domnul și el ce-a făcut? S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirilei și mi-a pus picioarele unde? Pe stâncă. Pe stâncă. Și în gură. Mi-a pus o cântare. Dar uite că în Psalmul 61 nu este pe stâncă. Asta știți ce înseamnă? Înseamnă că David a avut o cădere. Noi știm foarte bine că David a avut o cădere, mare cădere, în viața lui, în relația lui cu Dumnezeu. Și de aceea vine conștient că e jos, vine și le imploră pe Dumnezeu și spune, Doamne, du-mă pe stânca care e prea înaltă pentru mine și pe care nu pot ajunge. Și o să vedem în această seară, o să vorbesc despre prăbușirea lui David, pentru că prăbușirea lui poate să fie și a noastră. Să vedem care au fost cauzele care au dus la prăbușirea omului după inima lui Dumnezeu. Că atunci când a mers cu Batșeba, nu mai a fost după inima Domnului. Unii predică greșit de la îndoane. Și spun așa, zice, David a fost omul după inima lui Dumnezeu. Da, până la un punct. A fost omul după inima lui Dumnezeu când a fost ales de la oi. Atunci când a venit
și a mers împotriva lui Goliat și fără sabie și fără suriță s-a dus cu încrederea în Dumnezeu și cu o praștie, cu o piatră l-a doborât, i-a tăiat capul și pentru Israel a fost o zi de biruință. După 40 de zile de chin, de batjocură, de ocară, de rușine, se duce în numele Domnului și declară și spune astăzi veți înțelege cu toții că biruința, că izbăvirea nu se capătă cu suliță, cu pavăză, cu scut, ci o dă Dumnezeul oștirilor. Lăudați să fie Domnul. Amin. Dar aici n-a mai fost David după inima Domnului. Aici David e jos. Și o să vedem de ce a ajuns jos. Pentru că, dragilor, nu ușor când ești pe stâncă. Nu știu câți dintre voi v-ați urcat sus undeva pe un vârf. E greu să ajungi în vârf, dar e cel mai greu să rămâi acolo. De-aia o să ne uităm la el, pentru că așa Duhul Sfânt mi-a adus aminte câteva lucruri din Vechiul Testament, din 2 Samuel, capitolul 11 și 12, și o să prezint aici 5 cauze ale prăbușirii lui David de pe stâncă. Și mă rog din toată inima să ne facă Domnul pe toți vegheatorii. Amin. Și noi să rămânem pe stâncă, pentru că așa cum spunea fratele Mitică, nu există adăpost mai puternic decât Domnul Iisus. Binecuvântată să fie stânca mântuirii noastre. Stânca noastră este Iisus. Glorie Lui! Slăvit să fie Domnul. Amin. Dar să rămânem acolo. Amin. Doamne ajută! Amin. Prima cauză pe care am găsit-o în 2 Samuel, hai să vă citesc. Deci prima cauză pe care am găsit-o, 2 Samuel, capitolul 11, citim primul verset. Auziți. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David ce a făcut? A rămas la Ierusalim. Știți cum am gândit să formulez prima cauză a căderii? Prima cauză a căderii este aceasta. Atunci când nu te achiți de sarcinile pe care Dumnezeu ți le-a încredințat. Atunci când devii leneș. Atunci cazi. Treaba lui David era ca să meargă și să lupte, pentru că toți împărații, spune Biblia aici, se duceau la război, însă David și-a permis să rămână acasă, să se odihnească. Ăsta i-a plăcut pauzele. Știți că sunt o grămadă de penticostali la care le place pauzele? Sunt pauze. Când am vorbit cu Daniel despre seara, spune, frate, joi puțin. Dacă ar fi duminică. Acum toți vor duminică. Și eu am spus, rugați-vă Domnului, nu lui, dar în general, să facă săptămâna din 7 duminici. Și vin la voi. La toți vin duminică. Dar duminică e una. Acum ce înseamnă? Că marți nu mai vine la biserică? Miercuri, dacă avem, nu mai venim. Joi, dacă avem, nu mai venim. Pe biserica primară, citim în Fapte 2, ăștia erau nelipsiți de unde? De la templu, în fiecare zi. Și vă spun că n-aveau condițiile noastre. Lucrau mai din greu, muncă manuală, că trebuia să încadreze și ei. Și, dragilor, uite așa, trăim o vreme în care nu puțin sunt cei care se sustrag de la lucrul Domnului și iubesc pauzele. O afirmație pe care o face Domnul Iisus spune în felul următor, zice Domnul Iisus, câtă vreme este zi, eu trebuie ca să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Sau face o afirmație la adresa lui Irod. Spune ucenicilor,
mergeți și spuneți-i vulpii, acelea, adică lui Irod, că azi și mâine lucrez. Iar a treia zi voi isprăvi, voi termina. Eu nu-mi termin pauză. Biserica lui Hristos e singura instituție de pe fața Pământului unde șomajul e 0%. Spuneți aleluia. Amen. Romani 12:7. Cine este chemat la ce? La o slujbă. Ce să facă? Nu există șomeri. Toți avem ceva de lucru de făcut. Ce faci? Dacă Domnul Iisus n-a stat în pauză și a lucrat, și uitați-vă, ziua, ce făcea Domnul? Stătea între oameni și învăța, vindeca bolnavi. Să stai ca să le vorbești toată ziua, de dimineață până seara, în pustie. Zice Scriptura că de multe ori îl împulzea oamenii, dintr-o parte, din stânga, din dreapta, nu? Să te împingă toată ziua așa, de dimineață până seara. Cui convine? Noi vrem să stăm și la adunare așa, comos, să stăm, să nu se atingă nimeni de noi, un scaun între noi. Și la Hristos îl împingeau, îl îmbunzeau într-o parte, în alta. De-aia când a venit femeia aceea bonavă de 12 ani cu emoragie și s-a atins de poala hainei lui, pentru că a zis ea, având credință, eu cred că numai dacă mă ating atâta, fără să mă duc să prezint cauza mea și durerea mea, doar atingându-mă de Iisus, eu voi fi vindecat. Pentru că din El este putere de vindecare. Și seara aceasta Hristos e prezent în adunare. Și seara aceasta Hristos poate să te vindece și pe tine. Amin? Lăudați să fie Domnul. Amin. Și când ea se atinge, spune Biblia, se oprește emoragia, e vindecată. Și Domnul pune întrebare. Cine s-a atins de mine? Și ucenicii îți spun ce întrebare. Nu vezi că toți te îmbunzesc și tu mai întrebi cine? Mai bine ar fi să întrebi cine nu s-a atins. Însă a spus el, nu, nu, s-a atins cineva de mine pentru că am simțit că a ieșit afară o putere. Puterea de vindecare. Aleluia. Aleluia. Lăudat să fie Domnul. Amin. Și femeia, văzându-se descoperită, a spus, Doamne, eu mărturisesc aici că am fost bolnavă de 12 ani și m-am atins de tine și sunt vindecată. Lăudat să fie Domnul. Amin. Glorie Domnului. Du-te, credința ta te-a vindecat. Dragilor, după ce lucram felul ăsta, altă dată eram pustiu. Noaptea de regulă Mântuitorul nu era în pauză. Pe când ucenicii dormeau, ce făcea Iisus? Mergea să se roage. Noapte dreaptă. Noi vrem minuni, vrem lucrări mari. Dar cu 3 minute de rugăciune. Ne punem acasă, venim după ce am mâncat bine, felul 1, felul 2, desertul. Și spunem așa câteva cuvinte pe marginea patului, cu capul pe perene, Doamne, mulțumim de ziua de azi, că ai fost cu noi, ne-o crotim, ne-ai păzit, dă-ne o noapte liniștită, să ne odihnim trupul ăsta, amin. Asta e tot. Pauză. De asta David a căzut de pe stângă. Pentru că și-a permis ca să se odihnească. Și-a permis ca să intre în pauză. Nu mă duc eu la război. Stau acasă. E mai confortabil aici, în patul meu. Dragilor, noi nu suntem în pauză, noi suntem într-un război continuu. Noi suntem în război cu Satan. Noi suntem în război cu iadul, cu întunericul, cu împărăția întunericului. Trebuie să fim în alertă maximă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ați văzut evreii? De ce s-a întâmplat masacrul de pe 7 octombrie? Pentru că erau în pauză. Au profitat teroriștii de lipsa lor de vigilență. Cea mai performantă armată de lume. Au intrat ăia și pe jos și pe sus cu parapantele pe unde au intrat, pentru că era acolo o mare veselie, o distracție. Deci erau în pauză.
Ei, spune la un moment dat Solomon în cântarea cântărilor, adormise, zice el, dar inima mea ce făcea? Învechea. Așa trebuie ca să fim și noi. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Că mai vine în minte un exemplu din Scriptură, dacă vă amintiți de Ilie. Profetul Ilie care a fost răpit la cer, 2 Împărați, capitolul 2. Ma, imaginați-vă, știa că e ziua răpirii și Ilie, știa că e ziua răpirii lui și toți prorocii. Pentru că toți erau călăuziți de același Duh. Mai dacă știi că azi te duci, te-ai trezit dimineață și azi te duce Domnul la cer, tu vei ajunge. Ia să-l și o pauză azi. Nu, voi că-mi plecați acasă în România, nu e așa că luați pauză? Adică luați pauză, nu mă mai lucrați, bă, mă pregătesc, fac bagaj, nu mă duc ca să fiu odihnit, să pornesc la drum. Dar Ilie putea să spună, am lucrat tot timpul. Am fost la dispoziția Domnului. E ziua când Dumnezeu mă duce acasă. Nu, nu, nu. Uitați-vă, Doi Împărați. Ilie lucrează și în ziua aia. Îi spune lui Elisei, rămâi aici, Elisei, pentru că Domnul mă trimite la Betel. Am de lucru acolo. Nu, nu, vin cu tine. Și când a ajuns la Betel, o zis fiii prorocilor de acolo, știi că Domnul Dumnezeu răpește astăzi stăpânul tău pe Ilie. Știu și eu, dar tăceți. Mai face o încercare Ilie și spune lui Elisei, mă, am treabă la Elion, rămâi aici. E mult de mers. Nu mergeau cu taxiul atunci, pe jos. Ăia slujitori. Că noi de multe ori cu două mașini și nu ne deplasăm. Sunt unii care vin dimineața la adunare, dacă o mergat, o mâncat bine la restaurant după amiază de la somn. Seara, gata cu biserica. Gata că mâine zi grea, e luni, plecăm la șantier. De-aia bisericele scoale, că foarte mulți intră în pauză. Ăsta pleacă la Ilion și acolo îi spun fiii prorocilor la fel. Știi că răpește pe Ilie, Domnul? Știu, tăceți. Rămâi aici, Elisei, că Dumnezeu mă trimite la Iordan. Nu, nu, vin cu tine. Și când a ajuns la Iordan, o luat mantaua, a lovit Iordanul, s-a despărțit apa în două și a trecut dincolo și a spus Ilie, astăzi Dumnezeu mă ridică la cer. Cere ce vrei să primești înainte ca să plec. Și-a spus Elisei, să vină peste mine o măsură îndoită, adică dublă, din Duhul tău, din puterea ta. Ceea ce aș primi. Pentru că a spus Ilie, dacă vei vedea, vei primi. Dacă nu, nu. Ilie a lucrat, a lucrat până în ultima clipă. Noi intrăm în pauză. David și-o permis ca să stea acasă. Dragii mei, nu intrați în pauză. Că treaba voastră nu face nimeni. Spuneți amin. Amin. Obișnuiesc să spun că în adunare fiecare are locul lui. E drept sau nu? Toți. Să știți că fără voi slujba nu e așa de frumos. Dumnezeu are nevoie de toți. De toți are nevoie. De asta trebuie ca să dăm la o parte starea asta de nepăsare, de indiferență. Și astăzi, că se zice astăzi, să lucrăm. Să lucrăm. Gata cu pauza. E vremea ca să ne suplecăm și să ne apucăm serios de treabă. Domnul să ne binecuvinteze. Asta e primul, asta e prima cauză pe care am văzut-o eu și care a pricinuit căderea de pe stâncă. Cauza prăbușirii lui David, care acum era jos, pentru că i-a plăcut odihna, i-a plăcut pauza, o rămas acasă. Să ne ajute Dumnezeu să lucrăm până la sfârșit, că o să ne odihnim dincolo. Amin? Acolo să ne odihnim. Să luăm dar bine seama, Evrei 4:1, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării unde? În odihna lui! Veșnică! Niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu.
Citeam despre un mare om al lui Dumnezeu, David Livingstone, care a absolvit medicina la Londra. Putea să trăiască o viață faină. Numai că omul ăsta a ales ca să se ducă în Africa pentru că în el ardea un foc. Focul slujirii. Al dedicării totale pentru Domnul, pentru Evanghelie. De african nu-i caută nimeni. N-ați văzut picioare de american acolo. Ce să facă în Africa? Sărăcie cumplită. Nu-i petrol, nu-i resurse. Ce să facă? Și-a început ca să le curățe rănele, a început ca să-i îngrijească, a început să le predice despre Iisus și prin el probabil s-au întors zeci de mii, poate mai mult la Dumnezeu. Poate mai mult de zeci de mii, poate 100, poate peste 100 de mii. Dumnezeu știe numărul lor. L-au căutat niște foști colegi de facultate după un timp și când l-au găsit acolo, era slab, îi se vedeau coastele. Ce se mănânce în Africa? Rădăcini și frunze, buluiene. Și a spus, David, te irosești, într-o bună zi o să mori, dacă nu e o pauză, ia o pauză, vină la Londra. Vină măcar și te pune pe picioare, e făcut destul, lasă mai facă și alții. Și o zis, nu pot, ca să-i las. Pentru că Dumnezeu m-a chemat să fac lucrarea asta. Dumnezeu are nevoie de mine aici. O mai trăit un timp, o lucrat cu aceeași dedicație și într-o bună zi și-o sfârșit viața alergarea. Pentru că toți o să terminăm alergarea. Mai degrabă să mai târziu, că la 40 de ani, că la 60 de ani, că la 80 de ani, că la 100 de ani, de plecat plecăm 100%. O venit cei din Anglia să ia trupul să-l înmormânteze. Însă africanii au zis, inima o luăm și o îngropăm aici. Pentru că inima acestui om a bătut pentru continentul negru. De fapt, inima lui David Livingstone a bătut pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru cine îți bate inima ta? Vara asta, în luna august, am parcurs în România 11.000 de kilometri la evanghelizări. Niciodată, de când slujesc Domnului, nu am mers într-o lună 11.000 de kilometri. De la nord la sud, de la est la vest. Atât de evanghelizări, atât de acorduri, în aer liber, de când mă știu n-am prins. Cred că și prin asta Dumnezeu transmite un mesaj. Nu știu cât o să mai țină vremea asta de libertate, de har, de pace. Să plângem ca în timpul COVID-ului. Și m-a întrebat cineva și a spus, mă, dar se merită să te duci de la Suceava până la Craiova pentru o oră de predică? Merită să faci 700 și de kilometri, să mergi pe centura București, uneori să stai câte o oră jumate? Merită? Și am spus, merită. Slavă Domnului! Că dacă un suflet se întoarce la Dumnezeu, merită. Că un suflet e mai valoros decât toată lumea asta. Slavă Domnului! De-aia spunea Hristos, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Dacă își pierde, suflet. Ne-am dus la Filiaș, le spuneam fraților care sunt din zona aia. Și am făcut evanghelizare cu grupul Ebenezer în centrul parcului. Și au venit oameni acolo care n-au ascultat în viața lor un verset de Biblie. Și am stat de vorbă cu ei și au mers copiii în toate satele alea, le-am răscolit și am vorbit cu oamenii din casă în casă. Și am ajuns la concluzia asta, merită. Mărire Domnului veci. Pentru că tot ce facem pentru Dumnezeu și împărăția Lui, Dumnezeu notează. Slavă Domnului veci. Și într-o bună zi dincolo, o să ne întâlnim cu ele. Slavă Domnului. Glorificat să fie Domnul. Amin. Așa că, nu iubiți pauzele. Lăsați pauză. E vremea ca să lucrăm astăzi. Cât se zice? Astăzi. Să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin. A doua cauză pe care am subliniat-o aici, stând pe scaun rapid, așa, în câteva momente, uitându-mă peste textul ăsta, pe care Duhul Sfânt mi-a adus aminte, spune așa versetul 2. Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat. Și-o plecat să se plimbe. Știți care e a doua cauza căderii, de ce cad mulți în vremea asta? Datorită îmbuibării și a traiului bun.
Hristos avertiza la un moment dat și spunea asta e prostie. Probabil că David a rămas acasă, a făcut un grătar ceva, a făcut un berbec la proțap. O mânca bine? Și ați văzut omul când mănâncă bine, când o duce bine, știți de la ce ajung unii să facă o grămadă de prostii? Vă spun eu de la ce? De la prea mult bine. Bani cu nemeluita, mâncare cu nemeluita, plimbări, excursii, de la prea mult bine, de la muibare. Știți că David, când a fost urmărit de Saul, când n-avea ce să mănânce, odată a mâncat pâinele care erau rânduite pentru punerea înaintea Domnului, când n-avea ce mânca. Era prin pustie și dormea sub cerul liber. Altădată au trimis niște oameni ca să ceară de la Nabal mâncare. O ducea mai greu. Știți ce făcea David atunci în vremea aceea? Scria psalmi și cântări de laudă. Știți unde s-au născut cele mai grozave cântări și poezii? Nu în îmbuibare. Suferință. De ce avem astăzi cântări firești? Două, trei strofe care le repeți până amețești. Ia-mă și du-mă, atinge-mă, trage-mă și împinge-mă. Asta e tot. Doamne, Doamne. Ca să-i ați făcut în urma unui grătar bun. Cântări care îți mișcă piciorul, nu inima. Cântări cum ar fi, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Știți unde-s compuse? În pușcările comuniste. De Domnului. Povestea fratele Nicoliță Moldoveanu, care a fost închis în aceeași perioadă cu Traian Dorz. Traian Dorz predica în sat la noi, în județul Suceava, în localitatea Colocrești, în anii 80. Îi scoteau comuniștii și îi chinuiau uneori, îi scoteau afară și îi dezbrăcau la minus 20 și ceva de grade, la bustul gol și îi întindeau pe beton. Și cu fața în sus, în baraca aia, în magazia aia, asbestru fisurat, vedeau cerul. Când e cer, afară e cerul senin. Și venea după tortura aia, după chinul în cameră. Și pe săpun scriau. Nu aveau foi A4. Pe săpun scria. Cer senin, cer senin, de lumină tu ești plin. Nu te uita la zidul, cum am spus, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Și ștergea săpunul, că spăla hainele. Și după o bătaie bună, după un chin, mai primeau câte o cântare bună. Și mărturisea fratele Nicolae Moldoveanu, spunea, am ajuns într-un timp ca să ne rugăm să spunem, Doamne, mai fă să ne chinuiască ăștia într-o zi. Să ne mai dai o cântare bună, că să merită. O bătaie bună, o cântare bună. Când a ieșit din închisoare și-a amintit 402 cântări. 402 cântări. Unii pocăiți de azi, nu știu, 402 versete din Biblie. Că la care predica și o zis să se afișeze rapid Romani 23:2. Nervos. Nu s-a afișat. Și o strigat mai tare ăla de la laptop. N-ai auzit ce am spus? Romani 23:2. El a spus, nu-i frate, Romani are până la 16. Că sunt o grămadă care nu știu măcar cărțile din Biblie și vor la bun. Ca nu e la nimeni. Că dacă nu se supără, își ia neamurile, își închiriază o locație și face biserică. O spus unul, frate, mâine seară ce faci? Nu vii la biserica mea? Și am spus, nu vii la mea. Dacă era Domnul, îi vedeam, dar la nu vii. Și toți vrem în cer. Doamne, cum suntem aici, du-ne în cer. Zice Hristos, ce să facă cu voi în cer?
așa de dezbinați. Când cereți multe locașe, dar nu o să mai poți să închirea să faci biserică. Să faci Feniel și Muntele Sionului și Elim și Maranata și nu știu care și nu știu care. Acolo e o singură turmă și un singur păstor. Aleluia! Acolo, în pustiu, de exemplu, s-a născut Psalmul 63. Acolo. L-a scris David acolo. Cum dorește pământul ăsta uscat. Apa. Era crepat, în pustie stătea. Așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și umezoase când mă gândesc la tine în timpul priveghiilor nopții. Dacă nu scăpat la traiul bun, la îmbuibare. Spunea Domnul Iisus, vorbind despre sfârșit, vedeți să nu cumva să vă prindă vremea aceea cu mâncare, cu băutură și cu îmbuibare de mâncare și de băutură. Asta era ideea, spunea Mântuitorul. Vedeți, băgați de seamă să nu vă prindă lațul ăsta. Lațul îmbuibării cu mâncare, cu băutură și așa mai departe. N-ați observat că nu prea avem clienți la post? Am propus la biserică, am spus, mă, la cine ai să facem o zi toată ziua în biserică? De dimineață până seara la 4, jumate, 5. Stăm în adunare! Chemăm musafiri, ne bucurăm. Unii s-au speriat, Doamne ferește, să nu bem noi o cafea. Toată ziua. Să nu mâncăm noi ceva. S-au speriat și nu au venit. E cauză, e nevoie să postim, să ne rugăm pentru nu știu ce familie, pentru nu știu ce persoană. Nu-i. Vă amintiți de bogatul nemilostiv din Luca, din capitolul 16? De asta bogatul nemilostiv a ajuns în iad. Unul dintre motive, pentru că îi plăcea buibarea, spune Biblia, în fiecare zi se îmbrăca bine, în haine scumpe, de in, de porfiră, mânca bine, ducea o viață de veselie. Și avea un motto, zice, aici e raiul și aici e iadul pe pământ. Dar într-o bună zi s-o convins că nu e acolo. S-o convins că iadul e în altă parte. Și de acolo din ea faci rugăciune și spune, Părinte aproape, trimite-l pe Lazar să meargă în casa tatălui meu, că mai am acasă, frați, vreo 5 la număr. Ăia încalcă pe urme, trăiesc ca și mine, nu vreau să ajungă partener de iad aici lângă mine. Spune-le să se pocăiască. De ce? De viața asta. De viața asta de buibare. De viața asta de meserie, de viața asta plină de plăcerile de o clipă ale păcatului. Spune-le să se pocăiască. Și-a spus Avram, au acolo pe Moise și pe proroci. Dacă nu se pocăiesc așa, nici dacă învii unul din morți, nu se pocăiesc. Doamne, trezește-ne în vremea asta. Amin. Amin. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să lăsăm un buibărele. Să trăim o viață echilibrată, îmi spunea Pavel. M-am deprins să fiu mulțumit cu starea pe care mi-o dă Domnul. Știu să trăiesc și în belșug, dar știu să trăiesc și în sărăcie, și în lipsuri. Și în contextul acela a spus Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Să ne întărească Domnul Hristos și pe noi. Lăudați-L fie Dumnezeu. Amin. O a treia cauza căderii pe care am subliniat-o aici în text, știți de ce a căzut David? Pentru că s-a uitat cu lăcomie unde nu trebuie. Zice aici versetul 2, și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit acolo, ce a zărit? O femeie care se scălda și care era frumoasă,
Acum și asta, fără bărbat, bărbatul dus la război și aș face baie la râu. Dar tu, David, dacă te urca pe acoperiș, unde te uiți? Știți, când te sui pe înălții, când ești într-un loc înalt, pe casă sau pe un turn, știți care e primul sfat care ți se dă? Nu te uita unde? Jos. Că îți poți pierde echilibru. Că s-a uitat David odată. Bun, s-a uitat odată. Dar s-a uitat și a doua. Și a treia. O lua și binoclu. E plăcut. Scrie un psalm, psalmul 27 cu versetul 8, dacă nu greșesc versetul. Zice așa, inima îmi zice din partea ta ce? Caută fața mea. Și Doamne, eu fața ta? Dacă ești aici pe acoperiș și ești la înălțime, David, de ce nu te uiți la ce? Dacă tot ți-ai trimis armata la luptă sub comanda lui Ioab, înalți o rugăciune pentru ei. Doamne ajută! Nu te uita pe jos. Dragilor, e foarte important unde privim. Foarte important. Câți nu sunt ascaricat pentru că se uită, nu trebuie, pe tot felul de site-uri. Păcătoase, murdare. Și ajung ca să fie dependenți de lucrurile astea. Îi transformă în rob, efectiv. Important în vremea asta unde te uiți, că ceea ce vezi te influențează, fie pozitiv, fie negativ. Cum te uiți? Știți că Dumnezeu îi dă un proiect lui Noe ca să facă o corabie, corabia salvării. El nu mai făcuse corabie și spune, băi Noe, la corabia asta, la corabia asta, să-i faci o singură fereastră, auzi aici, și să pui fereastra unde? Doamne, dar de ce sus? Lasă-mă să o pun în lateral. Și așa corabia asta e lungă, e tenguită cu sumoană, e neagră tot. Lasă-mă măcar să-i pun în ceamă, în lateral, să văd și-o ce-i pe afară. De unde o să știu eu când scade apa? Când îi vine, dacă corabia, dacă fereastra e sus? Știți că sunt unii care spun, băi, zice, trebuie să știi ce-i pe afară, mă. Și încep dimineața cu știrile. Deschid tot felul de ferențe. Zice, ce e acolo, ce e acolo, ce e acolo, cum e bursa, cum e războiul, cum e aia, cum e aia, cum e aia. Da. O a aflat. Noi cei pe afară? Spune Biblia că a dat drumul la un porumbel. Și ce făcut porumbel? S-a dus și a luat o ramură de măslin. Și i-a adus porumbelul de și a spus, o scăzut apa, afară bine. O venit cu ramura de măslin. Nu e așa că Duhul Sfânt ne înștiințează? Amin. Și ne spune ce-i pe afară. Amin? Amin, amin. Lăudați să fie Domnul. Pe Simeon, Luca 2, Duhul Sfânt îl înștiința. Ce îl înștiința? Că nu va pleca din lumea asta, din viața asta, până când nu-L va vedea pe Mesia, pe Hristosul Domnului. Slavă Domnului. Probabil că l-a înștiințat cu mulți ani înainte. Nu știm câți ani. Poate zeci de ani. Și-a așteptat, și-a așteptat. Și într-o bună zi, Duhul Sfânt îl duce la templu. Pentru că urma să vină Maria cu Iosif și cu pruncul, ca să fie tăiat împrejur. Și acolo s-a întâlnit cu Iisus. Aleluia! L-a luat în brațe și a spus, slobozește-mi pace, Doamne, pe rogul Tău, pentru că ochii mei au văzut lumina tuturor popoarelor, mântuirea Ta. Glorificat să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul în veci. O grămadă care stau și o să uită azi, pe fereastra Facebook-ului. Acolo stau. Acolo stau. Să uită 4, 5, 6 ore, dacă se poate, până la 2 dimineața.
Dar Biblia când o deschizi? Știți că Daniel și el avea o fereastră, una singură, și o deschidea. Dar cum o deschidea? Cu fața către Ierusalim. Și când treceai pe lângă casa lui de acolo, Daniel striga: Te laud, Doamne, aici din inima Babilonului, din mijlocul acestei cetăți, eu spun să audă toți, Tu ești Dumnezeul cerurilor, Tu ești Domnul oștirilor, nimeni nu-i ca Tine, Tu Dumnezeul nostru, care faci minuni, glorie Ție în veci. Amin. Doamne, binecuvintează. Amin. Eu așa cred că noi, atunci când a ieșit după un an de stat în corabie, uitându-se, ce-o putut să bagă pe fereastra aia? Și zi și noapte, o ploua. Dar după aia s-a înseminat. Ziua vedea cerul și noaptea la fel. Ziua cerul senin, cu soare, noaptea stelele. Eu vă spun că atunci când s-o coborât din corabie noi, o iubit cerul mai mult decât atunci când s-o urcat în corabie. El și familia lui. Doamne, ajută-ne să ne îndrăgostim de cer. Amin. Ștefan, la final, când aruncau cu pietre în el, nu s-a uitat la pietre. Dar unde s-a uitat? La cer. De ce la cer? Pentru că toată viața lui iubi cer. Și știa că acolo, în cer, îl are pe un Mântuitor, îl are pe Iisus Hristos. Slavă Domnului. Și a strigat, plin de Duhul Sfânt: Iată, vă cer deschise și pe Hristos, stând în picioare, la dreapta lui Dumnezeu. Aleluia! Nu moartea, zice Ștefan, aruncați cu pietre mine cât vreți, pentru că nu moartea are ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are viața. Iisus Hristos este viața. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața. Glorie Domnului! Când îți întorci privirile unde? Spre El. Ce se întâmplă? Te luminezi de bucurie. Și nu ți se umple fața de rușine. Doamne, ajută-ne! Amin. David s-a uitat în jos. Mă așteptam când s-a urcat pe acoperișul palatului să se uite în sus la aceea. Și asta l-a costat foarte, foarte mult. Dumnezeu să ne ajute să iubim cerul. Filipeni 3:20. Dar cetățenia noastră unde-i? În cerul. De unde așteptăm ca Mântuitor pe Iisus Hristos. Și tot ce se întâmplă de jur împrejur are un mesaj clar. Maranata. Domnul Iisus vine. Și noi spunem în seara asta, încă o dată cu toții, vino Doamne Iisus. Și cine aude să zică, vino Doamne Iisuse. Amin? Uitați-vă la El. Am venit acum, îmi dă Duhul Sfânt în minte cu o idee, înainte să închei ideea asta, punctul ăsta. O trebuie să aleagă într-o bună zi Lot. Genesa, capitolul 13, despărțirea lui Lot de Avram. E adevărat că Avram i-a spus, nepoate, trebuie ca să faci o alegere. Trebuie ca să ne despărțim. Pentru că între păzitorii lor era ceartă. A turmelor aveau multe. Și ca să n-ajungă ceartă la ei, să nu fie o situație tensionată, îi spune, uite, a venit clipa ca să ne despărțim. Alege unde vrei să mergi, dreapta, stânga. Dacă tu e la dreapta, mă duc la stânga și invers. Zice acolo Biblia că unde s-a uitat Lot? Știți unde s-a uitat? La vale. La câmpia Iordanului, la valea Iordanului, care era întinsă, mănoasă, frumoasă, ca o grădină a Domnului. Numai că s-a dus la vale, știi, când te duci la vale, tot te duci? Tot te duci? Și-o întins prima dată corturile până lângă Sodoma și Gomora. Și menționează acolo Scriptura, oamenii din cetățile acelea erau răi din calea afară. Și la scurtă vreme îl vedem pe Lot, nu lângă Sodoma. Îl vedem în Sodoma. Dar știți că Dumnezeu e bun? Spuneți amin. Amin. Mergeam unul mai tare. Aleluia. Nu-i păcat, spuneți aleluia. Aleluia. Îi spun la voi cât e. 50 de euro. O venit 5 împărați împotriva împăraților Sodomii și Gomorii și i-au bătut, i-au luat prizonieri
Și împreună cu el a luat și pe Lot cu familia lui, pentru că Lot era un om destul de influent în cetate. Și cineva a venit la Avram. Și a zis, uite, nepotul tău în primejdie Lot. Au venit cei cinci împărați, au luat pe el, pe nevastă, pe fete, pe gineri, tot ce au avut, nepoți, nepoate, toți sunt prizonieri. Putea să spună Avram serios? Ce-o căutat aia are? Sau putea să spună, măi, săracul de el, ia hai, toată familia sus, să facem acum mes de noapte rugăciune. Dar sunt momente când n-ajunge numai rugăciunea. Pe lângă rugăciune trebuie și acțiune. Nu? Și ăsta a spus rapid, înarmăm 318 oameni viteși, crescuți în casa lui, au plecat după cei cinci împărați, au biruit. I-au eliberat pe toți, și pe împărații Sodomei, și pe Lot cu tot ce au avut. Interesant e că Lot, eu mă așteptam Lot să spună, unchiule, eu lângă tine stau. Dar știți ce a ales Lot? Tot valea. Tot Sodoma. Probabil că și doamna Lot a avut un cuvânt de spus. Acolo erau sandalele, poșetele, rochile. Că nu întâmplător s-a uitat în urmă. Când au venit îngerii Domnului, doi îngeri, la poarta cetății, și l-au silit, l-au scos afară, spune Geneza 19, pe el, pe nevastă sa și cele două fete nemăritate, că cele măritate cu ginerii n-au crezut, au rămas acolo și au murit. O zis îngerii, scapă-ți viața la munte, nu la vale. Restul valea. Dar săparea ta acum e muntele. Nici în ultimul ceas ăsta a spus, o, nu voi putea. Eu la munte. Lasă-mă la țoare. Lot, nu te-ai săturat de vale. Psalmul 15. Cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Pentru că viața credinciosului e o viață în care totdeauna trebuie să urce. Doamne, ajută-ne! Amin. Să iubească înălțimile. O cântare spune, te ridici sau te cobori? Te întreb de două ori. Te ridici sau te cobori? Doamne, ajută-ne să urcăm. Amin. Să coborim. Amin. Față de acum 10 ani, cum ești cu pocăința? Relația ta cu Domnul, cum ești? Cum stai? Unde? De unde ești? Tu știi. Și mai știe și Domnul. Amin. Doamne, ai milă de noi. Amin. 4. A patra cauză pe care am văzut-o aici este versetul 7. Este fățărnicia. Urie a venit la David. De ce vine la David? După ce a păcătuit David cu Batseba, i-a rămas însărcinată și vine și spune împăratul Ibai. Care Ibai? Sunt însărcinată. Și bărbatul meu la război. Și îl cheamă David. Zice, dați-i o permisie. Trimiteți-l acasă. Și uitați-vă în versetul 7 ce spune aici. Uria a venit la David care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului și despre mersul războiului. Apoi David a zis lui Urie, coboară-te acasă și spală-ți picioarele. Urie a ieșit din casa împăratului și a urmat și a fost urmat de un dar din partea împăratului. Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a coborât acasă la el. Ăsta fățarnic s-a interesat, a spus, mă, cum e războiul? Ce vești mi-aduc? Ce-i acolo? Cum e pe front? Care e situația? Eu de-aia te-am chemat. Și mă, Urie, te-am chemat că am auzit că tu ești un slujitor bun, mă, ești un luptător neînfricat, domnule. Și meriți o permisie. M-am gândit la tine, nu mai pot dormi noapte de grijă. Și avem așa o piatră pe inimă, să nu-ți dau eu ție o permisie, că o meriți.
Dar de fapt ăsta dorea ca să acopere ce? Greșeala, păcat. Știți cum se cheamă atitudinea asta? Fățărnicie. Nesinceritate. Că un om fățarnic nu e sincer. Și Domnul Iisus spunea în Matei, în Evanghelia după Matei spunea, păziți-vă mai întâi de toate de aluatul fariseilor, care este ce? Fățărnicie. Că aștept venea, spunea, învățătorule, noi știm că tu faci, că tu înveți, că tu... Dar nu credeau nimic. Pentru că scopul lor de fățarnici era ca să-l prindă pe Domnul cu vorba și să-l facă de rușine. Dar n-au putut. Pentru că în fața lor nu era un om simplu. În fața lor era Domnul Domnilor. Au venit odată și au spus, trebuie să-l prindem cu vorba, dar îi dăm o întrebare așa, cu două variante de răspuns și orice variantă dă, să-l prindem. Bă, și-o făcut temele bine. Și-o plecat la el așa, parcă-i văzândind, așa, învățătorule. Ia spune-ne tu nou, se cuvine ca să plătim noi bir la cezar? Și acum au zis, hai răspunde, da, în fața oamenilor. Dacă spunea, se cuvine, înseamnă că tu nu ești de-al nostru, nu ești fratele nostru, tu ții cu romanii care ne subjugă și ne chinuie. Să fie urât de evrei. Dacă spunea nu se cuvine, merge la roman și spune, mă, ăsta instigă masele la revoltă, la rebeliune. Nu știau că Domnul are și varianta 3 de răspuns. Că avea și 4. Avea și 5. Pentru că Domnul are soluție la nesoluție. Lăudați să fie Domnul! Amin. Și-o zis, mă, fățarnicilor, mă, știu unde vreți să ajunge. Ale cui slove și echipă sunt primate pe bani? Și fără să știe ce zice, au zis, are cezarului. Pe atunci, dați cezarului ce îi se cuvine și dați lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. La lui Dumnezeu e toată slava. E toată gloria și toată cinstea. Să-i o dăm toată viața. Doamne, binecuvintează. Cum ești în relații cu frații? Ești sincer? Că mai nou se întind capcane între frați. Și bucurie mare, zice, bă, o picat și ăsta, l-am pus la punct. Nu mai poate sluji. Și din asta trăiesc unii. Asta așteaptă unii. Ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu le știe pe toate. Când Ahab și cu Izabela au pus la punct un plan ca să-l omoare pe Nabot să ia via, s-o folosit de fățărnicii pentru poziții bătrânilor din cetate Israel, vestiți un post. Dar de fapt scopul nu era poșă rugăciune, era ca să îl omoare pe Nabot. Și după ce l-au omorât, au plecat să ia via. Și Dumnezeu îl apără pe cel neprihănit și face dreptate. Că Dumnezeu e drept. Lăudat să fie numele Lui. Și-au plecat Ilie și-au vorbit din partea Domnului. Într-o bună zi, câinii vor linge sângele tău, Ahab, iar nevastă ta nu va fi pusă în mormânt întreagă, va fi mâncată de câini. S-a împlinit? Da. Când Dumnezeu vorbește, se împlinește? Da. Și amin. Uitați-vă la Urie. Să culcă Dumnezeu de acolo, să culcă împreună cu slujitoare. Și ăsta... O pățit David ca joană la alegeri. S-o curcat seara, a fost bucuros seara, pe președinte și dimineața, praf. Și-a fost ăsta ochiul inimucurii. Ce-am rezolvat problema, zice. Dar problema păcatului nu se acoperă cu un alt păcat. Problema păcatului se acoperă cu mărturisire, cu căință și cu pocăință. Amin. Doamne, ajută-ne. Amin. Și dimineața a spus slujitorul împăratei, bai, ce-i bai, mă? Ăsta nu a plecat acasă. Dar unde? În găzit. Chiamă aici. Bă, de ce nu te duci acasă? Că am auzit de meritele tale să te bucuri și tu de nevastă, de familie, de climatul de acasă. Ce cauți tu sub zile aici?
În timp ce frații mei luptă sub comanda lui Ioab, acolo în numele Domnului, și își pun viața în pericol și eu să mă duc acasă, să mă bucur, ce nu pot. Nu pot. Nu pot? Nu pot. O scris o scrisoare, zice, o pecetulescu de-ai lui Ioab. Pune-l în locul din tâi, linia din tâi, ordonă retragerea și să moară. Pentru că un păcat aduce alt păcat, și alt păcat, și alt păcat, și alt păcat. Și mai mare, și mai grav. Urvie, fățărnicie, nesinceritate, minciună, umor, crimă. Asta se întâmplă. Și l-a omorât. Dar pentru asta David a avut de suferit. Pentru că unii spun, bă, dar Dumnezeu nu-i iertat, l-a iertat. Dar nimeni să nu treacă prin ce-o trecut David. Pentru că în casa lui, Domnul i-a curățat viața. Dar patru copii i-au murit. În casa lui a fost Viola. Amnon a violat-o pe Tamar. E adevărat că erau vitregi. David avea mai multe soții, dar în casa lui. În casa lui au fost crime. Absalom l-a omorât după aia pe Amnon. Absalom l-a omorât pe Adonia. I-a murit copilul care s-a născut din Batseba. A trebuit ca să se răscoale Absalom împotriva lui David și căuta să ia viața, să fugă din fața lui. Nimeni să nu treacă pe unde a trecut el. Pentru că dați-mi voie să vă spun, păcatele au consecințe dramatice. Doamne ajută-ne să fugim de păcat. Amin. Să iubim neprihănirea. Amin. Să trăim o viață sfântă. Amin. Pentru că cel ce v-a chemat este sfânt. Fiți și voi sfinți la adunare, nu? Dar unde? În toată purtarea voastră. Ajută-ne, Doamne. Amin. Și ultimul gând și închei, că timpul trecut și sunteți obosiți, nu? Mâine plecați la muncă. Am mai văzut o cauză a căderii, a prăbușirii de pe stâncă. O căzut jos de la înălțime. O prăbușire grozavă. Știți de ce? Pentru că David știa legea Domnului, deși știa legea Domnului, a călcat-o în picioare. N-a ținut cont de ea. Auziți aici. Vine Natan, capitolul 12. Domnul a trimis pe Natan la David. Și Natan a venit la el și a spus direct așa. Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat, altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușia pe care o cumpărase, o hrănea, o creștea la el împreună cu copiii lui. I-a mâncat din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. Și a venit un călător la omul acela bogat. Și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, era zgârcit ăsta, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ce a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. Și dintr-o dată David simte așa că tot sângele se adună în cap. Și devine roșu la față și probabil strânge așa din mâini, luptător fiind, scrâșnește așa din dinți și spune, omul ăsta care a făcut așa este vrednic de moarte și să dea înapoi de câte ori? Pentru că așa spunea legea. Adică deducem de aici că David știa foarte bine. Ce știa? Legea lui Dumnezeu. Cum știa și Zacheu? Luca 19. Știți că Zacheu l-a căutat pe Domnul Iisus. După aia s-a urcat în dud, Domnul l-a chemat, a spus, dă-te jos, pentru că astăzi trebuie să rămână în casă la tine, dar nu spune, bă, ești mântuit. Deși l-a căutat, deși l-a făcut eforturi, deși s-a urcat în dud, deși l-a coborât jos, l-a ascultat, l-a primit în casa lui, pentru că trebuia să mai facă ceva. Și-a zis așa, Doamne, jumătate din ce am eu, dau cui? Săraci. Și pe cine am? Năpăstuit. Îi dau înapoi de 4 ori împătrit. Cum spune? Cine spune? Legea. Dacă Zacheu lua Biblia sub braț așa, și harfă din cântări și spunea, m-am pocăit. Unde ești, bă, Zacheu? La adunare.
spunea și nu ți-e rușine la obraznă. După ce ne-ai jefuit și ai dat la romani, pentru că nu erau un vamiș ca cei de azi de la Nătlac, de la Petea. Nu vamă de asta. Lua vamă, vămuia pe evrei, lua din mâncarea lor, din vitele lor și dădea pentru romani. Asta făcea. De-aia vamișii erau cei mai urâți, puși pe aceeași linie cu femeile ușoare. Dar acum când Zacheu a spus, eu de azi vreau să-mi schimb viața, să trăiesc după legea lui Dumnezeu și fac de date. Cui am luat un sac de orz, să vin aici, că îi dau patru. Așa spune legea. Cui am luat un vițel, îi dau patru înapoi. Păi știți ce era la poarta lui Zacheu? Ca la poarta lui Gigi Becalge. Dracoate. Acum nu trebuia să mai zică Zacheu, m-am pocăit, unde te duci? Că vuia Ierihonul dintr-o parte în alta. Zice, minune! Ce minune? Șeful de vamă s-a pocăit. Ce înseamnă pocăință? Schimbarea vieții. Amin? Dacă nu-i schimbare vieții, nu-i pocăință. Doamne ajută-ne! Zacheu știa legea. David știa, zice, ăsta-i vrednic de moarte, că așa spune legea. Și să dea înapoi. Și-a spus Nathan, te ții bine? De ce? De masă. Stai jos. Ții. Tu ești ăla. Dragilor, asta e legea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Țineți cont de ea. Mă ignorați. Citiți-o, împliniți-o și dați-o și în alții. Doamne ajută! Că dacă o să fim judecați noi, generația asta, o să fim judecați pentru belșugul de har, pentru predicile care le-ați auzit în Nuremberg, sute și mii de predici. Și am știut, dar n-am văzut. Ne-a intrat pe aici și ne-a ieșit pe aici. Am luat așa numai cine-a plăcut nouă. Biblia ne spune acolo la un moment dat, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă cum. În iad vor fi o grămadă de oameni care au știut Biblia, care au citit Biblia, au predicat, dar n-au împlinit-o. Doamne, n-am prorocit în numele Tău, Doamne, n-am scos noi dragi în numele Tău, Doamne, n-am mers la evanghelizări. Niciodată nu am cunoscut. Doamne, ai milă de noi și trezește-ne. Amin. În seara asta și în vremea asta. Pentru că nu mai este mult. Și Hristos vine pe noi cerul Lui. Lăuda să fie. Sunt cauze de cădere așa. De pe stâncă în prăpastie. Și cu inima mâhnită, spune, de la capătul pământului, cu inima mâhnită strig către tine și zic, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge. Că e prea înaltă. Știi cum poți ajunge pe stâncă? Prin pocăință. Doamne, ajută-ne. Amin. Psalmul 51. David nu a spus aici, nu sunt eu, nu n-am făcut, n-am făcut tare, nu sunt... Adum martori. Nu. Ăsta l-a recunoscut. Și-a spus Dumnezeu în Psalmul 51. Împotriva ta am păcătuit. Și-am făcut și rău. Curățește-mă cu isop. Și voi fi curat. Nu mă depărta de la fața ta. Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Doamne ajută-ne. Amin. Mai ești pe stâncă? Dacă ești pe stâncă, cine e pe stâncă, în gură mi-a pus o cântare? Nu. De ce nu-l auzi pe Domnul? Stai mut. Laudă pe Domnul. Strigă Osana, strigă Aleluia, strigă mărit să fie Domnul. Dumnezeu merită să fie glorificat. Amin? Amin. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem pe stâncă. Stânca e Hristos. Lăuda să fie Domnul. Din stânca asta au băut evreii. Pentru că stânca asta mergea după ei, spune 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 4. Și stânca era Iisus Hristos. Binecuvântată fie stânca mântuirii noastre. Glorie Domnului! Vă invit să vă ridicați. Haideți împreună să stăm înaintea Domnului să ne cercetăm, fiecare dintre noi, și să spunem, Doamne, ajută-ne să rămânem pe stânca. Amin? E o vreme în care nu puțin se duc, nu puțin cad
în vremea asta. Se prăbușesc, e vremea prăbușirii. Ca slujitori, ca predicatori, ca proroci, ca cântăreți. E vremea prăbușirii, pentru că diavolul știe că nu mai are mult timp. E în criză de timp. Doamne, ajută-ne să vedem. Amin. Să avem ochii deschiși. Amin? Amin. Să fim treji.